Râmnicu Vâlcea, SCM și Viborg, locul 4 în campionatul din Danemarca, și-au împărțit punctele. Elevele lui Bendal s-au aflat în avantaj în primele minute, chiar cu 3 goluri în față, 5-2, dar au cedat treptat terenul. La pauză, Viborg a intrat în avantaj 15-14. Deși avantajul daneselor s-a mărit în începutul părții secunde, 18-15, oltencele au avut tăria de a reveni în joc. De mai multe ori au condus chiar la 3 goluri, însă au clacat în minutele de final. De la 30-27, Viborg a înscris de 3 ori consecutiv și a smuls un punct. Cea mai bună marcatoare a echipei din Râmnicu Vâlcea a fost Mireia González Alvarez cu 7 reușite, în vreme ce echipa oaspete a punctat de 9 ori prin Cristina Jorgensen. Viborg și SCM Râmnicu Vâlcea sunt primele în grupa D a IHF European League cu 7 puncte după primele 4 meciuri jucate. Urmează al doilea meci direct între cele două echipe în Danemarca pe 16 februarie. Primele două clasate din grupa D acced în sferturile de finală, unde se împerechează în sferturi cu primele două clasate din grupa C, acolo unde și Măgura Ciznădie păstrează șanse la locul 2.